Salutare, mici admiratori ai frumosului! Mă numesc Alina Savciuc și mă bucur să continuăm călătoria noastră în lumea frumoasă a educației plastice. Vă propun să începem lecția cu o provocare din partea albinuțelor, pentru că sunteți elevi ingenioși, albinuțele vă îndeamnă să descoperiți cuvintele ascunse. Sunt convinsă că ați reușit să faceți față provocării și să descoperiți cuvintele, subiectul compoziției. Și tema lecției de astăzi este subiectul compoziției, mitologic, cotidian, în grafică, pictură și sculptură. Și astăzi împreună vom reuși să descoperim diverse tipuri de compoziții în funcție de subiectul abordat, să descriem specificul compoziției de gen, compoziției mitologice și compoziției sculpturale, să realizăm o compoziție cu subiect cotidian și să manifestăm creativitate și bună dispoziție. Iscusitul creionaș ne îndeamnă să ne amintim ce presupune compoziția și ce fel de compoziții sunt reprezentate. Cunoașteți deja că compoziția presupune aranjarea armonioasă și echilibrată a elementelor de limbaj plastic pe un suport, astfel încât acestea să fie percepute unitar. Dacă priviți cu atenție lucrările aduse de creionaș, sunt convinsă că cu ușurință deosebiți compoziția figurativă sau, vi se mai spune, realistă, din partea dreaptă de cea abstractă. Cunoașteți deja că în compoziția figurativă foarte ușor deosebim ființe, obiecte și elemente din lumea înconjurătoare, pentru că artistul plastic transpune lumea reală pe suport cu o claritate impresionantă. Iar în compozițiile abstracte, pictorii la fel ne transmit un mesaj prin combinarea formelor geometrice, dar nu redau realitatea lumii concrete, lăsând loc pentru interpretări diferite. La baza oricărei compoziții plastice se află o idee. Această idee ocupă locul principal în compoziție, focalizând atenția privitorului. Impresionați de obiceiuri și tradiții, de viața pitorească de la țară, de evenimentele frumoase de la oraș, de viața contemporanilor, pictorii de la noi au creat numeroase compoziții figurative, reprezentând frumusețea lumii înconjurătoare. Creionaș ne invită să călătorim în lumea frumosului și să admirăm lucrările pictorului Igor Fieru, deosebitele lucrări ale maestrului Mihail Petric și frumoasele lucrări ale Ninei Arbore. În toate aceste compoziții, ochiul nostru vede și recunoaște personajele, elementele mediului ambient, edificiile, arborii, apele și altele. În aceste lucrări poți vedea exemple de compoziții figurative pe care ați putea să le intitulați, de exemplu, Lasă-ne uși, deoarece denumirea e sugerată de acțiunea propriu-zisă. În acest caz, subiectul acestor lucrări redă desfășurarea concretă a unei întâmplări, a unui eveniment. Un alt aspect important în realizarea compozițiilor figurative este modul în care sunt grupate personajele într-un tablou. În compozițiile cu un subiect amplu și desfășurat, personajelor le revine un prim rol. Acestea pot fi principale și secundare, artistul găsind diverse modalități pentru a sublinia acest lucru. De regulă, personajele principale sunt aduse în prim plan, cele secundare fiind retrase într-un plan mai îndepărtat. După cum observăm și în aceste lucrări, calitatea de personaj principal poate fi evidențiată și prin culoare, pictorul punându-l în contrast cromatic cu cele secundare. În funcție de subiect și temă, se deosebesc compoziții de gen, compoziții mitologice și sculpturale.
compoziția de gen încă din timpuri străvechi, oamenii înfățișau pe pereții peșterilor scene de vânătoare. Viața de zi cu zi a oamenilor i-a atras în permanență pe artiști. În lucrările lor, ei au căutat întotdeauna să reprezinte activitățile caracteristice vieții umane. Compozițiile în care se reflectă cotidianul uman se numesc compoziții de gen. Din astfel de picturi, noi aflăm cum se îmbrăcau oamenii pe timpuri, ce obiceiuri aveau, cât de interesant și semnificativ era fiecare moment al vieții seminilor noștri din trecut. Compoziția mitologică. O astfel de compoziție este specifică operelor de artă care reflectă scene din mitologie. Una dintre cele mai cunoscute teme cu subiect mitic este cea legată de fapta eroică a lui Prometeu. El a furat focul de la zei și l-a dăruit oamenilor. Supărat foc, Zeus l-a înlănțuit de o stâncă și a trimis un vultur să-i sfâșie ficatul. Ficatul însă creștea în fiecare zi la loc, chinul lui Prometeu fiind veșnic. Și sculptura abordează temele mitologice. Lazar Dubinovski, un artist de la noi, a creat o compoziție sculpturală cu subiect din mitologia populară. Lucrarea sa se numește Strâmbă lemne. Compozițiile sculpturale. La realizarea compozițiilor sculpturale, artistul încearcă să pună accent pe relațiile dintre personaje. De multe ori, aceste personaje au un caracter simbolic. De regulă, figurile feminine întruchipează virtutea, fidelitatea, dragostea de mamă. Personaje pot fi și unele animale sau păsări. Vulturul, spre exemplu, simbolizează vitejia, bufnița, înțelepciunea și altele. Sculptura monumentală este amplasată pe un piedestal, acesta îndeplinind rolul ca și rama unui tablou. Astfel, sculptura se evidențiază de obiectele din jur. O sculptură în care se reflectă o acțiune este formată din două sau mai multe figuri. Se numește compoziție sculpturală. Astăzi vă propun subiectul în grădina cu flori. Pentru realizarea lucrării veți avea nevoie de o foaie A4 pentru desen, guașe, un pahar cu apă, o pensulă, multă creativitate, iar pentru a reuși trebuie să respectați tema și subiectul propus, să urmați etapele de realizare a produsului, să executați lucrarea cu acuratețe, să realizați subiectul într-un mod individual și creativ. Vă propun să trecem la lucru și să respectăm următorii pași. Imaginați-vă o grădină cu flori. Poziționați foaia pe orizontală, schițați eroul principal, în cazul dat îl poziționăm în partea dreaptă a paginii, dar voi îl puteți poziționa și în centrul sau stânga paginii. Pictați cu verde tufișurile și iarba, redați prin diverse nuanțe de verde lumina și umbra. În continuare, pictați detaliile. Vă îndemn să aveți multă creativitate și să îndrăzniți să vă jucați cu culorile și cu nuanțele pentru a reda astfel umbră și lumină. Sunt sigură că v-a reușit! Bravo! Eu vă doresc o zi liniștită tuturor. La revedere!